Spunea la un moment dat fratele Beni că în seara asta totul vorbește. Aici fiind aproape de boxa la care a cântat, nu știu dacă știți ce semnificație are fratele Beni. În seara asta boxele astea două mi-au vorbit. FBT. Fii biruitor, tinere. Sau frații buble, fiți tari. Fii biruitor, tinere. Cuvântul transmis prin fratele Vasile este foarte corect. Este foarte realist. Păcatul macină. Păcatul mutilează. Păcatul mănâncă. Și în această seară toți aveam motive să zicem nu mai avem nicio speranță. Aș vrea să stați cu ochii închiși. Între noi este prezent Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos îți spune, fii biruitor, tinere. Când alții cad, când alții se sfărâmă, când alții nu mai au parcă nicio perspectivă spirituală, cum se spunea, când unii merg din cădere în cădere, din descurajare în descurajare, există cineva care îți strigă, nu este un om, nu este un trecător, nu-s doar părinții tăi și ei te încurajează la asta, dar e prezent Duhul lui Dumnezeu în locul acesta și îți spune, fii biruitor tinere, fii biruitoare tânără, fii biruitor în numele lui Iisus Hristos, cineva pe dealul Golgotei a purtat păcatele tale. Te simți descurajat, te simți falimentar, n-ai nicio speranță. Poate cum se cânta în ultima cântare, te-a cules Dumnezeu de câțiva ani, te-a luat din pulbere, te-a luat de nicăieri. Glasul Mântuitorului îți spune în această seară, ridică-te din nou în numele lui Iisus, fii biruitor prin credință. Pentru asta recunoaște-ți păcatele, regretă-ți păcatele și în această seară strigă-ți pe Domnul Iisus. Doamne Iisuse, trimite-ți mâinile tale cicatrizate și dă-mi putere să mă ridic. Să renunț la păcat, să renunț la stările păcătoase, să mă smulg din anturajele murdare, să mă retrag din zonele periculoase. Este prezent aici Domnul Iisus Hristos. Este prezent aici Domnul Iisus Hristos. Este cineva aici care recunoaște că a fost înfrânt? Este cineva aici care recunoaște și zice, Doamne, mă simt jos, mă simt ca fiul risipitor, mă simt la roșcove și la zdrențe, am nevoie de o mână care să mă elibereze, am nevoie de un braț care să plâng, am nevoie de un tată care să mă primească. Dumnezeu Tatăl este prezent în pragul Universului. E prezent în seara asta la Betania. Ești online, e prezent lângă tine. Există putere în numele lui Iisus Hristos. E cineva care recunoaște, care are nevoie de rugăciunea aceasta de la final ca Domnul să-i dea tărie, ca Domnul să-l ridice, ca Domnul să-l transforme, ca Domnul să scrie numele lui în cartea vieții. Poate nu te-ai întâlnit cu Iisus Hristos. Poate ai venit din curiozitate să auzi o cântare, un mesaj. Te-a prins Dumnezeu în seara asta. Ebrit cantomenadias. Este prezent Domnul Iisus Hristos aici. E momentul tău, e seara ta. E momentul tău de eliberare. E momentul tău în care Dumnezeu vrea să scrie în dreptul tău iertare, grațiere, să te scoată din șanțul drumului. N-auzi vocea Mântuitorului care strigă, am fost supus acelor slăbiciuni, la aceleași ispite am fost expus, dar am fost biruitor, am mers înainte. Ridică-te din praful drumului și zic, Doamne, mai dăm tărie în seara asta, mai ridică-mă încă o dată, mai dăm speranță specială, ai nevoie de rugăciune specială, ridică o mână dreaptă în prezența Domnului și zic, da, și am nevoie, și am nevoie de prezența lui Dumnezeu, Domnul să te atingă în această seară, prezența Domnului să fie lângă problema ta, lângă falimentul tău, lângă căderea ta, spune lui Iisus Hristos problemele tale, mărturisește păcatul tău, atunci, zicea David, mi-am mărturisit fără de legile și nu mi-am ascuns păcatele mele și tu mi-ai dat îndurare. E seara îndurării, e seara eliberării, e seara grațierii, e seara în care Domnul vrea să scrie o nouă perspectivă pentru viața ta. O să intrăm în această rugăciune, să cerem prezența Domnului în semn de eliberare, în dreptul ființei tale, în dreptul minții tale, în dreptul privirilor tale, în dreptul auzului tău, în dreptul buzelor tale, în dreptul mâinilor tale, întregul tău trup să fie atins în numele lui Iisus de prezența lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toți, avem această ocazie să strigăm după mila lui Dumnezeu, să-L cerem pe Domnul și să nu uiți, ai toate condițiile să fii biruitor, să fii biruitoare în numele lui Iisus Hristos. Ne rugăm.